Aia este o mini poneiță de șecla, pe nume Cora. Asta e apă de 10 ani, gestantă, sperăm că o rămas. Eu cred că a rămas, că e cam grăsuță. E grăsuță ea, dar așa am, deci așa am cumpărat-o cu burtică. O fost ea cu burtică, mai, poate că ar trebui să facem un tratament la ea, ceva de parazitat, ceva că... No, ca ai nu-s la, de vreo 3 săptămâni i-am adus ăștia. Că mai am un hărmăsar în graj, el e mai buiac acum un pic. Tot ponei? Da, e un negru frumos. Și pe el am luat prima dată. Dar fiindcă am dat la iepe, poneiul s-o un pic s-o buiecit și nu mai pot să lucru cu copiii cu el. Deci de aceea am luat iepele. Iepele, cum se vede, un pic. No, deci ai văzut la târg astăzi cum a fost vremea. A fost foarte urâtă, a fost ploaie, caii s-au tăvălit. Am unul nu-s de filmat, dar cine are ochi să uite la cai și știe că nu-s caii neglijați, nu-s... ok. Eu din punctul meu de vedere. Apoi o să vedem. Deci, o iepuță frumoasă, blândă, mare defect, e așa, deci ca și la caii mari, nu pot să zic altceva, picioarele în regulă. Are doar un defect. Știi care e ăla? Nu știu vorbi. Ai. Deci, sperăm că o să meargă, cum ți-am spus, suntem la început de drum, suntem tineri, încercăm și noi să facem ceva frumos. Nu ți-ai dus din țară? Nu ne-am dus din țară, sperăm să putem face ceva frumos aici cu animăluțele. Avem, cum se vede, și căprițele. Pentru familie, pentru consumul nostru. Ea este Daisy, o iepuță de 4 ani, de poneiță de Shetland, de 4 ani. Ea este un pic mai sălbatică, nu a fost lucrat cu ea, dar încet s-o obișnuiește, ho, dragă. Și sperăm că... Cu acești căluți, două iepuțe, cu acești căluți se poate face terapie cu copiii. Și aia încercăm, foarte mult m-aș bucura să putem ajuta și copiii cu probleme și cu probleme cu dizabilități, copii cu dizabilități, copiii care, deci pe toată lumea. Deci noi încercăm să facem, suntem la început de drum, încă o dată repet, încet, încet, cât avem posibilități și asta investim, vrem să facem un mini centru de echitație pentru copilaș, dacă s-ar putea, dacă Dumnezeu o să ne ajute. Eu zic că s-ar putea, cum să nu se poată? Nu, no, o să trebuiască încă timp, lucru, răbdare multă și sperăm că o să și oamenii o să ne aprecieze și o să ne coate. Eu zic că o să te aprecieze și am rămas foarte surprins că până la tine, de sus din oraș, faci 2 minute. De da, sus de la... e foarte aproape și acum hala Domnului ne-a făcut și asfalt, deci sunt posibilități, nu să rup mașinile, nu, că... și nu e departe, cum zici tu. Deci sperăm că o să fie bine. Hai, Daisy, dragă, hai. Bine, bravo. No, caii un pic sunt murdari, cum v-am spus, dar... Da, păi, în târg, o fost mizerie mare, să știi, da, tare da. Greu o fost până roiul ăla, la deci tăți, nu fost, numai... A fost în târg, că cum s-a spus că avem și vaci, am luat un vițel, că avem mai mult lapte și am cumpărat un vițelaș și cum s-a spus că am avut o problemă, că mi s-a umflat o vacă. E, da, ai venit repede și ai rezolvat problema. Am rezolvat problema, am chemat pe domnul doctor, ne-a ajutat, am băgat în el jumătate de litru de ulei. Sunt niște chestii care mi-au arătat, am fugărit un pic vaca și s-a dezumflat. Noroc că nu am avut, nu s-a întâmplat ceva urât, că putea să moară vaca sau să tăiem și era păcat de animal. No, dar Dumnezeu ne-a ajutat și cu tot e bine. O secundă numai că... Nu te supăra că... Te poate că mă sună doctorul cum ai trebuit să-mi trimită niște pastile la niște vitei să le facă și vome. Asta e căprițele astea, două ieduțele astea, astăzi le-am luat la târg, unde ai fost și tu prezent. Acum caprele au fost, mi-am dus acasă, că am făcut un schimb normal cum ar veni. Uite-te la țapul ăla metis, alpin francez, a fost frate s-o și am dat pe schimb pe iedele astea. Deci fix așa un țap am dat pe alea două ieduțe. Astea albe sunt românești? Și sunt niște, cum să spun, sunt niște corcituri metis.
Da, sunt mai rezistente astea, așa-i? Da, astea franceze sunt mai cu, cu pretenții, nu știu, nu, nici n-am avut, deci nu sunt profesionist în capre, nu sunt. Noi, deci uite-te aici, ea a fost prima dată adusă de 3 ani de zile aici, pentru copilașul meu, să aibă ieduț și asta și ne-am înmulțit. Tot ce vezi aici e producția ei, deci iedele sunt ținute de noi, crescute de noi tot, și țapul. Țapul a fost micuț, într-o lădiță l-am adus de la fermă și l-am dat lapte de vacă. Și foarte, am crescut foarte frumoase, bravo. Nu. Și ne vrem să mulțim până la 10-15 capete, să avem pentru consumul nostru un produs mai bun, așa mai sănătos, că vezi că la cel mai bun și cel mai sănătos. Vrem să cresc cât de cât copilașii sănătoși, să fie sănătoși, o coriță, o. Nu cu produse de la supermarketing, așa? Nu, nu, nu. Cât de cât încercăm să mâncăm sănătos. Avem porcii noștri, tăiem și noi porcii. Câte 2-3 porci pe an. Că mai avem și oameni aici, ne mai ajută la una alta. Ne descurcăm încet cum putem și noi. Deci am încă vezi că se bat. Mm-hmm. Încă nu sunt obișnuite. Dar sunt frumoase, mă gândesc că sunt frumoase. Foarte frumoase. Așa le-am ales pe reache, să zic că... Așa e, că a vrut să-mi dai omul deci o iadă neagră, zic, mai să fie două albuțe așa frumoase. Bingo, preferatul nostru. Un hărbăsar de 7 ani, de șecla. E cât nervos, agitat. Băiatul, ho, dragă, ho. Ho, dragă, ho. Păi el o să folosim la monte. Deci are o putere ca și un cal mare el. Nimeni nu crede numai când încearcă. Ho, dragă, ho, bingo. Salută pe Cristian, salută, salută, bravo, salută, bravo, bingo, salută, bravo. O, oh, cu tata, hai la urmă, hai. Cu ce nărăvașii, ce țânjare e el. Bravo, căluț. Bravo. Bravo. O, oh, bingo. O, oh, tata. Bravo. 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 Încă nu a fost afară din graj, dar... Păi ia să arăt că pe ea avem acasă acum numai. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh. O, oh. O, oh. O, 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 cam tare. Păi ia o ținem de reproducție scurând.
Dacă Dumnezeu ne ajută, ho, Rebecca, ho! Pici! Nu-i voie. Pici! Bălțată românească? Da. Păi așa se arată. Foarte frumoasă. La 11 luni. Sperăm să ție Dumnezeu și să fie o văcuță frumoasă. Ia te iau la gras. Cam buiac un pic, dar nu ne speriem de așa ceva. Clar și noi suntem tine. Hai la loc, să nu mă obosești tare. Hop. Hop. Fiți. Hop. Știi? Pe ele am crescut așa mici au fost. Sunt miei de vară. Ei e ieduță. Deci e iadă și aia e, asta cum nu iadă, cum îi zice, mială. Și ea, el e berbecuț. Vreau să-i țip amândoi, e frumusețe. Că mie mi le să-i tai, că i-am crescut cu biberonul, știi? Și așa, așa ca copii. Vin după mine, oriunde m-aș duce, trebuie să închid acolo într-un țar, că altfel tătă zoază după mine și în oraș ar vine. Mieluța asta. Și atunci vine și cealaltă după, așa-i? Hai! Cocaută! Hai, berbecuț, hai! Hai! Da, ăștia niște corcituri de sufol cu... ăsta, cu țurcana noastră. Vezi niște miei de vară, crescute cu biberoni, cu lapte de vacă. Ei sunt jucările noastre pe aici. Nu-i tăiem, îi ținem de frumusețe. Asta e un hobby. Pe lângă animalele astea alte. N-avem suflet să le tăiem. Deci cam asta ar fi de spus despre. Din câte am observat, am văzut că aveți tractor. Ai un tractor. Merge? Cam de 30 de ani. Da, merge. Funcționează, merge, nu? Merge. Am arat să vede și în spate? Lucru. Da. Am arat cu el. Aici avem cartofi. Ne punem 40 de ari de cartofi pentru porci și mai dăm și la vite așa pe timp de iarnă, după ce alegem la mărunt, le tăiem frumos. Mă, ne punem și grădinuța, am avut solar, uite-te acolo numai ruina, se vede de solar. A fost vântul ăla puternic atunci și prăpădoala ne-a distrus tătătăt. Ne-a luat acoperișul de pe saivan de la capre, acolo sus saivanul de la oi ne-a îmburdat. Deci... La alții le-a luat acoperișul la case. Da, aici și la prietenul meu aici, de la el am ei aici, acolo sus stă un fermier puternic de oi, Anta. Deci, și lui o devastat. Da, da, deci a luat plăci de pe saivan, de pe șură, deci de pe casă i-a luat ciripuri. A fost o vijelie puternică atunci. Așa n-am văzut de când de ziua. Am, așa că nu-s trecut în viață când mă dau 5 de ani. Am, dar stai că și bătrânii la fel au zis. Deci, nu, a fost și bătrânii la fel au zis. Deci puternică, puternică a fost viscola ăla, nu au cai. Deci așteaptă abracul. Că știi că acolo le dă afară abracul la cai. Le dau câte, am un canciuc de ala, o mistrie de aia de, cum îi zice, un canciuc de ala de, ăsta de mălai. Normal, nu mă dă. Și îi dăm jumate, jumate la cai, că nu trebuie, că sunt micuți, ei au stomacel mic, dar alea în fiecare zi primesc. La hărmăsară îi dau un pic de ovăz cu tărâță, cum la, eu de la va și ovăzul îi dau așa, bobe. Am un că, chiar că mi-a zis nu știu care, că la cai care nu mișcă nu trebuie dat mălai, care stau în loc. Care că el nu prea-i scos afară de când ziepele că face prăcod, nu mă face prostie. Să dezleagă și mere și mi-e frică, cumva, da, mi-e frică, dacă iepele nu umblă după hărmăsar, le rup picioarele. Deci dau cu picioarele și îi rup piciorușul sau se întâmplă ceva prostie și mai bine am zis că îl închid acolo atunci în spate. Îl mai scol la plimbare în când în când, dar... Tatu meu, Cristian,
el foarte, foarte îndrăgostit de animale, nu le mai și cum să se joacă cu ele, le mai și deresează el, că el îi, nu, deci e foarte mult îi plac animale, așa are sângele ca și mine, deci am moștenit la tată și eu și văd că și el o moștenit de la mine, iubirea față de animale, deci și respectul ăla. Dar vezi, un copil fericit. Din păcate, copiii de la oraș nu au tangențe cu animalele, nu au cu natura. Și, și cum să spui, am sperăm că, cum s-am spus cu chestia asta, o să ajutăm pe aici. Că la voi este, în Cluj, este, sunt cai, sunt oameni cu cai. Și aici sunt, numai aici nu prea se ocupă lumea cu copiii și cu... sunt aici, este domnul Prodan de la Ghireș, acolo domnul... El a avut ponei și nu știu dacă se mai ocupă sau ăsta, dar ea la el, la dânsul, s-a dus foarte multe lume și am auzit că acum nu mai face călărie și mai a fost în Moigrad aici, mai încolo de Zală un pic și acolo a fost ceva și am auzit că și acolo s-a desfințat, nu știu din ce cauză, din ce nomăs. Eu nu vreau să concurez cu nimeni, eu vreau să fac așa un pic, că foarte mult îmi place, asta e important și, și normal că dacă și faci ar trebui și să câștigi un pic de... măcar existența, să depăzi pe alta din ei, să putem face și noi. Să nu să ne dăm mari și tari, cât să mai investim, zi de zi să investim, să fie mai frumos. Sperăm că să ne ajute Dumnezeu și o să le facem pe toate încet, că suntem tineri și dacă avem ambiție și sperăm că nu o să ne lase ambiția, dar nu o să ne lase că nu suntem oameni, că suntem fermieri adevărați. O să ne facem fermieri adevărați.